Motorola Razr 50 este aici. Acest telefon mi-a plăcut de prima dată de când am pus mâna pe el. Și aici mă refer cel puțin ca design, atât la ecranul din spate, cât și la ecranul interior. Apropo, asta este husa cu care vine el în pachet. Însă pe parte de finisaje, pe parte de balama, eu îl simt mai degrabă ca fiind similar cu ce ți oferea Samsung acum 2 ani, deci pe Z Flip 4. Ceea ce nu e un lucru rău pentru cât costă el, adică vreo 3.000-3.500 de lei în momentul filmării acestui clip. Căci na, până la urmă repet, este vorba de Razr 50, nu de Razr 50 Ultra. Tot pe parte de ergonomie, această husă are curelușa asta aici, la care se mai adaugă o curea și poți să-l ții efectiv ca pe o mini poșetuță dacă vrei, ceea ce mi se pare un pic ciudat, dar mă rog. Însă mini curelușa asta, dacă îl pun pe masă, îl face să nu fie deloc stabil, din păcate. Acum, evident, când închizi ecranul și rămâi cu cel mic, e ok. Și dacă tot vorbim de ecranul ăsta mic, acesta are 3,6 inch în diagonală, cu o densitate a pixelilor de 413 pixel per inch. Cu această rezoluție ce o vedeți în acest moment, deci stăm foarte, foarte bine și este acoperit de Gorilla Glass Victus, chiar dacă prima variantă. Și acum legat de funcționalitatea lui. Nu e 100% deblocat. Adică ai bara asta de setări rapide, da? Ai notificările, sunt aici, ai o parte din aplicații, ai mai multe aplicații aici, poți să ți le adaugi pe care dorești de pe acest creionaș și aici toate aplicațiile, evident astea bifate deja sunt adăugate. Apropo, merge și PUBG-ul aici, am intrat, am încercat, chiar merge și îl scalează ok, însă ignoră cum ar veni partea asta cu camerele, dar de exemplu, eu nu văd unde pot să intru la setări din acest meniu, deci pe acest ecran. De asta zic, nu e chiar o experiență full pe acest ecran, uite, dau aici pe setări, dar mă duce la notificări, pentru că am o notificare cu o setare. Nu e experiență full, însă, din ce am înțeles, ar fi mai mult decât ce ți oferă Samsung. Acum, eu nu m-am jucat cu un Z Flip 6 în ultima vreme și nu pot nici să confirm, nici să infirm. Ce pot să zic clar este că inclusiv PUBG-ul a mers pe acest ecran. Și pot să mai zic clar că nu este o interfață clasică ce o ai pe un telefon Motorola, adică hai să-l deschidem, pur și simplu aș glisez în sus și am toate aplicațiile. Dacă închid aici, meniul acela e separat cumva, adică e aici și nu ai toate aplicațiile, trebuie să ți le adaugi tu, sunt mai mult ca niște widget-uri până la urmă. Dar e foarte bine că poți să faci cam tot ce vrei pe acest ecran. Hai să vedem dacă ne putem uita și pe YouTube. Trebuie să-i permiți să deschidă pe ecranul extern și da, ne putem uita și pe YouTube, dar din nou e foarte ciudat, adică îți bagă bara asta neagră aici foarte mult. Și evident, principalul avantaj ar fi că îți faci selfie cu camerele de aici, da? Hai să vedem, da, 0.5. Da, deci merg ambele camere direct aici. Ecranul interior, ca să terminăm cu ecranul, este unul de 6,9 inch. Un ecran ce este de tipul Full HD, deci 1080p, cu aceeași densitate a pixelilor la 120 Hz. Apropo, ecranul ăsta este la doar 90 Hz, nu prea contează. Acesta are luminozitatea maximă de 3000 de niți, din spusele lor, cel puțin pe hârtie, iar cel de pe spate până la 1700 de niți. Deci oricum foarte luminoase ambele și ambele sunt AMOLED, cu mențiunea că cel interior este totuși unul LTPO, deci ar trebui teoretic să scadă rata de refresh până la 1 Hz, după cum ne și spune aici. Deci rata de reîmprospătare este optimizată inteligent între 1 și 120 de Hz. Deci da, un LTPO pe bune. Afișajul exterior este un AMOLED simplu, deci nu merge până la 1 Hz. Nu uitați că aici vorbim efectiv doar de prime impresii ale acestui telefon, doar de azi am început să-l testez. Camera principală pare una chiar foarte bună, de ce să mint, chiar surprinzător de bună pentru specificațiile ei. Oricum Motorola face un pic de magie din soft, mai ales pe telefoanele astea mai ieftine, deci să mint, sau mă rog, cu senzori mai ieftini. Aceasta este camera selfie de aici, da, buinuța asta, camera selfie din ecranul interior, dar evident când îți faci selfie cu camerele de pe spate, deja vorbim de mai mult detaliu și pozele arată mai bine per total. Ce vreau să mai punctez aici pe partea de cameră ar fi faptul că merge la 4K 30, inclusiv pe camera selfie. Și hai să vedem dacă merge și pe camera ultra-wide. Da, deci merge 4K 30 cu toate camerele. N-avem un setup rău de camere, dar nu e un setup de banii ăștia. Hai să fim serioși. E un setup ce concurează, hai să zic, cu Samsung Galaxy A55 sau poate cu Motorola Edge 50 Neo, deci nu cu telefoane de peste 2000 de lei sau chiar 3000 de lei cât costă asta. Dar nu e rău, mai ales când vorbim de camera selfie, mă rog, de selfie-uri pe care le faci cu camera principală, stăm excelent aici. Acum, dacă doar camerele ar fi fost cel mai slab punct
al acestui telefon, care, mă rog, nu sunt rele, dar ți-am zis, ceva similar poți să găsești și pe la 2000 de lei plus minus, chiar și pe la 1500. N-ar fi fost un lucru rău pentru un pliabil să fie doar acesta punctul minus, însă la banii ăștia avem o performanță tot de vreo 1500 de lei. Adică primim atât performanță slăbuță, cât și camere slăbuțe pentru banii plătiți. Doar pentru că, până la urmă, e un telefon care se îndoaie. Pe partea de baterie, cel puțin ca prima impresie, nu e rău. Ba chiar îl testez în paralel cu un S24FE și cel puțin până acum mi se pare că ar fi mai ok acest Razer 40 decât S24FE pe partea de autonomie. Pentru că, na, până la urmă, avem un procesor Dimensity 7300X, deci un procesor mid-range versus un procesor de top, ceea ce era de așteptat, mai ales că prima dată am testat autonomia la utilizare intensă. Deci bateria de 4200 de mAh face față cu brio aici și ține cont că l-am utilizat doar cu ecranul exterior și sunt de părere că face față cu brio, dar dacă l-ai folosi cum ar veni în mod natural pe un astfel de telefon, mai ales cum e ăsta, că ai acces la toate aplicațiile de care ai nevoie pe acest ecran exterior, cel mai probabil o să scoți o autonomie mult, mult mai bună, similară chiar cu unele dintre cele mai bune telefoane pe partea de autonomie, telefoane clasice mă refer. Să nu uit, husa asta nu-i prea bine gândită, rămâne câteodată înțepenit aici, trebuie să o faci tu manual în așa fel încât să se deschidă bine. Acum hai să vedem concluziile acestui clip, deci concluziile primelor mele impresii. Performanța, de ce s-o tot dăm din coace încolo, e foarte slabă la banii ăștia, chiar dacă vorbim de un telefon pliabil. Până la urmă poți să-ți iei un Galaxy Flip 5, dacă nu mă înșel, tot pe la suma asta. Telefon ce clar este mai performant decât ăsta, fără îndoială. Camerele sunt ok, dar nu sunt de un telefon de peste 3000 de lei. Bateria într-adevăr ține bine, nu o să vezi o diferență foarte sesizabilă versus un telefon clasic, ba chiar nu cred că o să vezi nicio diferență, mai ales dacă o să-l folosești predominant așa, ba chiar poate să-ți țină mai mult bateria acestui telefon decât a unui telefon clasic dacă îl folosești predominant așa. Designul și construcția îmi place, sunt bune pentru un astfel de telefon și deci per total nu consider că merită cumpărat acest Motorola Razer 50, cel puțin ca prima impresie, îți repet, chiar dacă vorbim de un telefon pliabil, pentru că, ți-o zic din nou, Galaxy Flip 5 la un preț similar, deci nu, doar pentru că e Motorola nu o să zic că merită cumpărat. Sunt telefoane și telefoane și de la acest producător. Unele merită cumpărate, altele nu. Și era să uit un lucru foarte important, o să și las intenționat la final pentru cei care ați rămas până aici, nu prea se simte adâncitura de pe ecran, adică dacă dai cu degetul o simți, dar băi, eu nu o văd, nu reușesc să o văd dacă mă uit din față, doar dacă înclin suficient de mult telefonul, astfel încât să se schimbe cumva perspectiva, vedeți, începe să se vadă aici pe mijloc, dar dacă îl utilizezi ca un om normal și nu te uiți așa la el, adică voi sunteți aici unde e camera și nu te uiți așa la el, nu o să observi acest șănțuleț, dar nu o să-l observați aici, poate doar o să-l simțiți o idee, dar nu deranjează la vizionare. Voi ce ziceți, merită peste 3000 de lei acest Motorola Razer 50? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Acolo jos în secțiunea de comentarii. Ei sunt oamenii care mă susțin efectiv în mod direct la momentul editării acestui clip și dacă vrei să o faci și tu, evident, tot acolo mai jos găsești și butonul de alătură-te, iar până la următor eu vă doresc numai bine.